Sinaxarul Sfinților Români pentru Copii Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați, prăznuit la 7 septembrie. Pe când conducea țara Moldovei domnul Alexandru cel Bun, s-a născut într-un stat din apropierea orașului Piatra Neamț un copil pe nume Simeon. Părinții lui erau creștini cu frică de Dumnezeu, încă din tinerețe, el a dorit să-și închine viața lui Hristos și s-a călugărit la mănăstirea Bistrița. În anul 1432, prevemea când era Domnul al Moldovei Iriaș, fiul lui Alexandru cel Bun, s-a născut în sufletul său dorința de a se ruga lui Hristos în liniștea pustiei și i-a spus aceasta starețului său, Du-te cu Domnul!" Și binecuvânta să fie gândul tău cel bun, i-a răspuns starețul, binecuvântându-l. Pașni să-ți fie îngerii Domnului, iar Maica Domnului să mijlocească pentru tine. Așa l-a binecuvântat starețul mănăstirii. Împreună cu încă doi ucenici, Simeon s-a retras ca la 5 kilometri depărtare de mănăstire, pe malul stâng al râului Pângărați, la poalele muntelui Păru. Acolo, într-o poiană, cei trei puznici au ridicat o chilie de lemn, unde se nevoia un post și rugăciuni după voia lui Dumnezeu. Cu timpul s-a dus vestea că Simeon este un sihastru desăvârșit și dascăl iscusit al rugăciunii inimii. Natural, mulți în jurul său au venit ucenici iubitori de liniște. Despre sihăstria lui Simeon au auzit și marele domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, care în anul 1461 a mers la el și a zis, Sunt mare mucenic Dimitrie, izvorător de mir, a venit în visul meu și mi-a spus că puznicul Simeon nu are biserică unde să se roage împreună cu ucenicii săi. Deci îți vom dărui bani și ajutori ca să înalți o biserică de lemn ce va fi închinată Sfântului. Ridicându-se biserica în același an, a fost sfințită la 26 octombrie de Metropolitul Teoctist I al Moldovei. Cu această ocazie, ierarhul a hirotonit preot pe schimonahul Simeon. În locul Chiliei a luat naștere o nouă mănăstire, care a primit numele de Pângărați, al cărui stareț a fost numit Simeon. Pentru viața sa cea sfântă, cu viosul. A primit de la Dumnezeu darul vindecării bolilor și darul înainte vederii. Domnitorul cel Sfânt al Moldovei, Ștefan, ori de câte ori cerea sfatul și ajutorul prin rugăciune înaintea Domnului Hristos, cu iosul lui Simeon simțea puterea rugăciunilor sale. În anul 1476. Turcii au năvălit în Moldova și l-au biruit pe Sfântul Ștefan cel Mare în luptele de la războieni. Știind că țara este în primejdie, Sfântul Cuvios Simeon s-a rugat lui Dumnezeu pentru Domn și pentru țară ca să-i scape din mâinile cotropitorilor. Apoi a trecut munții în Transilvania împreună cu ucenicii săi, stabilindu-se la mănăstirea Cașiva sau cașva de astăzi, după puțin timp, în toamna acelui an, sufletul hastrului Simeon s-a mutat la Hristos, iar trupul său a fost îngropat la mănăstire. La sfârșitul anului 1484, ucenicii cu Simeon s-au întors din nou la Sihastria întemeiată de el, Sfântul Ștefan, a dat poruncă ca în același an moaștele Sfântului Cuvios Simeon să fie aduse în țara Moldovei. O parte din ele așezându-le într-o raclă pe care o ținea cu cinste în visteria sa, iar restul îngropându-le în cetatea Sucevei. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 5-7 martie anului 2008, l-a trecut pe Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărat, în rândul sfinților cuvioși. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Simeon de la Pângăraț, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.